secretarul de stat al Ministerului Sănătății, președintele Consiliului Administrativ a instituției noastre, domnul Ompri Sacaru, și coordonatoarea de programe din cadrul Organizației Internaționale de Migrații, Margherita Wismara. Deci, astăzi la Spitalul Renal Ednitz are loc evenimentul de transmitere oficială a unității radiologice mobile C-ARM CARMEX, modelul CARMEX, care va asigura un diagnostic rapid și precis, sprijinind astfel eforturile medicilor în furnizarea serviciilor medicale de calitate. Deci, echipamentul este deja instalat în secția de traumatologie și ortopedie a instituției și este funcțional. Deja, primii trei pacienți au beneficiat de investigațiile necesare. Aparatul facilitează vizualizarea cu precizie a poziționării fragmentelor osoase, ghidează proceduri precum fixarea fracturilor, introducerea șuruburilor și plăcilor. Echipamentul reprezintă o donație a Ministerului Federal de Afaceri Externe al Germaniei în cadrul proiectului Asistență Umanitară și de Protecție a Persoanelor Vulnerabile din Ucraina și din țările învecinate afectate de conflict. Prin această donație, Germania reafirmă angajamentul său față de sprijinirea sistemului de sănătate din Republica Moldova și consolidarea capacității acestuia pentru a răspunde eficient nevoilor comunităților. Unitatea radiologică mobilă este o investiție valoroasă în sănătatea publică și reflectă parteneriatul solid dintre cele două țări. Deci, vă mulțumim Guvernul Germaniei și Ministerul Sănătății Republicii Moldova, coordonatoare de programe din cadrul Organizației Internaționale pentru Migrație, Wismara Margherita, pentru suportul acordat. Vă mulțumim mult! Deci, oferim cuvântul domnului secretar de stat, Ion Presacaru. Mulțumesc frumos, domn director, dar să-mi spuneți dacă e bine aici, sau să merg la... Da. Nici chiar așa. Mulțumesc frumos, cred că e bine, da? Mulțumesc, domn director, și mulțumesc partenerilor noștri de la Organizația Internațională de Migrație pentru suportul acordat și motivul pentru care astăzi avem ocazia să vizităm Spitalul Renal Ednitz, fiindcă aici, de fapt, deseori venim și știu că și partenerii noștri sunt pe aici mai des, fiindcă este un spital strategic pentru noi, un spital raional, dar care... de fapt, va fi fortificat pentru a putea presta servicii de înaltă calitate, mult mai multe servicii decât la moment în mediul spital raional le oferă populației din regiunile administrative. Suntem în plin proces de reorganizare, reformare, dotare cu echipamente medicale, dar și reparații de infrastructură a spitalului raional Ednitz. Iar acest suport pentru echipamentul achiziționat de radiografie intraoperatorie despre care astăzi vorbim este unul esențial și într-adevăr a fost de fapt rugămintea Ministerului Sănătății către partenerii noștri, Organizația Internațională de Migrație, care a reușit în comun cu Guvernul Germaniei, Ministerul Afacerilor Externe a Germaniei, să colecteze această sumă necesară pentru două echipamente, unul pentru Spitalul Raional din Ednitz și unul pentru Spitalul Raional din Cahul, care la fel va avea o misiune foarte importantă în sudul țării. Iar această solicitare, de fapt, vine de la instituțiile medicale, unde avem secții de traumatologie cu specialiști foarte bine instruiți, însă din cauza lipsei anumitor echipamente, unele din serviciile medicale nu pot fi efectuate sau continuă să fie efectuate prin niște metode mai tradiționale, să spunem așa, însă odată cu echipamentul de radiografie intraoperatorii, spectrul acestui serviciu va crește foarte mult, dar și calitatea lui, fiindcă vor fi, de fapt, niște intervenții deja mini-invazive, nu va fi necesar de transportat pacientul dintr-o secție în alta pentru radiografii de control, nu vor mai fi utilizate metodele mai vechi de control imagistic, ci deja printr-o metodă digitală cu vizualizare
în același timp a rezultatului, sunt sigur că îi va ajuta foarte mult pe medici. Am discutat chiar anterior până la acest eveniment cu ei și am înțeles că, de fapt, calitatea și siguranța actului medical va crește enorm datorită echipamentului și suntem foarte bucuroși că Organizația Internațională a Migrației a răspuns solicitării Ministerului Sănătății și am putut să dotăm pentru început acum două instituții, dar sunt sigur că anume această direcție de procurări și dotări cu echipamente medicale necesare în sala de operații va continua și va fi o prioritate pentru Ministerul Sănătății în continuare. Doresc succes întregului colectiv. Știu că este un colectiv profesionist și foarte dedicat la Iedineț, care necesită doar suportul tuturor al nostru pentru a putea implementa acele cunoștințe acumulate și metode noi de tratament disponibile acum în țară. Mult succes, mulțumesc mult tuturor și vă urez activități și pacienți foarte, foarte mulțumiți să aveți. Mulțumim! Thank you very much to everyone for having us here today, State Secretary, Director. It's really a pleasure to be here with you. Vă mulțumim frumos, domnul director, domnul secretar de stat și tuturor. Este o onoare să fim alături de dumneavoastră aici. I would like to use this opportunity to thank our partners, the Government of Moldova, the Ministry of Health. Aș dori să folosesc această oportunitate prin aducând mulțumiri atât Ministerul Sănătății, cât și Guvernului Republicii Moldova. For the very strong partnership in these past few years, especially in addressing the needs of the persons displaced from Ukraine. Prin acest suport și parteneriat, în special în ultimii ani, prin ajutorarea atâtor cetățenii Republicii Moldova, cât și celor din vecinătate. To address also the health needs of other migrants, as well as of the Moldovan population. Și având posibilitatea să satisfacă necesitățile populației Republicii Moldova și refugiaților de pe teritoriu. I also would like to thank very much for the generosity the government of Germany that supported this donation. Aș dori să aduc sincere mulțumiri și guvernul Germaniei pentru această susținere generoasă din partea lor. And for supporting in general IOM's response to the displacement of refugees in the Republic of Moldova. Și bineînțeles ajutorul din partea Organizației Internaționale a Migrațiilor atât pentru cetățenii Republicii cât și refugiați. Through the German support we have been able to provide a number of assistance services to refugees. Prin această susținere din partea Germaniei am putut să alocăm susținere multor persoane cu necesități. This includes, as you know, health assistance, especially for persons entering into the Republic of Moldova from Ukraine. Această susținere pentru sănătate, pentru necesități din domeniul sănătății, cei care intră pe teritoriul Republicii Moldova. Psychosocial assistance as well as social assistance. Asistență psihosociologică și diferită altă asistență necesară. Healthcare is not only important for the refugees, but it's also very important for the Moldovan population. Ajutorul acesta pentru sănătate este important atât pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru și refugiații care sunt pe teritoriu.
And we recognize that the Republic of Moldova has its own challenges, and that is why, as an international organization, we have decided not only to focus on the refugee population, but also on the communities that we're hosting and receiving these refugees. Și noi înțelegem toate aceste provocări cu care se confruntă Republica Moldova și noi am hotărât să ajutăm nu numai refugiații, dar și populația din comunitățile locale din Republica Moldova. Healthcare is a very important element in the quality of life of people. Și bineînțeles, ajutorul în domeniul sănătății este foarte important pentru calitatea vieții populației. When our children feel sick, when our parents, our brothers and sisters are not feeling well or have some injuries, we feel that much more. Și bineînțeles, când copiii noștri sunt bolnavi sau când părinții noștri trec prin anumite dificultăți, aceasta ne afectează și pe noi cu mult mai mult. That is why it's very important to improve the health system, because it improves also the quality of lives of life of the citizens of Moldova. Și de aceea este important să îmbunătățim calitatea sistemului medical pentru a îmbunătăți și calitatea vieții din Republica Moldova. So why IOM? Why the Organization for Migration? Și de ce OIM? De ce Organizația Internațională pentru Migrație? Because many people decide to move out of Moldova and many other countries because they feel that their quality of life is not to the standard that they expect. Pentru că foarte mulți cetățeni au hotărât să plece din Republica Moldova pentru că se gândesc că calitatea vieții lor nu este la standardele necesare. This is also true for medical professionals when they do not have the equipment needed to do their work well. They may decide to leave. Aceasta este valabil și pentru specialiștii din domeniul medical, pentru că ei atunci când nu au echipamentul necesar, atunci ei vor decide să plece. That is why it's twice important to improve the system and to provide the necessary equipment to the medical facilities. De aceea este important dublu de a îmbunătăți sistemul medical, calitatea lui, pentru o prestare mai bună. Two pieces of equipment are not a lot. We cannot claim that this will increase the quality of life for many people, but this is our vision in the long term. Aceste două echipamente poate nu prezintă foarte mult de a îmbunătăți calitatea, dar este o viziune pe un termen de viitor din partea noastră. We want to give our little contribution to this larger effort of the government of Moldova, of the Ministry of Health and the other authorities in the Republic of Moldova. Permiteți-ne să venim cu această contribuție din partea noastră atât pentru Guvernul Republicii Moldova, cât și pentru Ministerul Sănătății. Let me conclude thanking all the medical staff that in these years have done an extra effort to serve much more population than they used to do with the same, let's say, enthusiasm, but also professionality that they did for their own citizens. Și în concluzie, permiteți-mi să aduc sincere mulțumiri tuturor celor care sunt implicați în domeniul sănătății, domeniul medical, pentru că în ultimii ani s-au confruntat cu mai multe eforturi pentru a susține mai multe cetățeni. Thank you very much again, and it was really a pleasure to be here today with you. Mulțumim frumos încă o dată, a fost o onoare din partea noastră să fim alături de dumneavoastră. Thank you very much. Deci aș vrea acum să vă invit să vizităm aparatul în sine. Este funcționat, facem o... Să
Ședință. Deci acum vă invit să vizităm aparatul puține, este funcțional, și acum o fi domn doctor. E un gata. Acesta este aparatul CR donat, care noi îl folosim în cadrul intervențiilor și în special pentru foarte binevenit pentru pacienții în vârstă, că noi îi operăm mini-invaziv, ceea ce permite mai degrabă să îi ridicăm, să îi activăm și ceea ce îmbunătățește calitatea vieții mai activ și mai bună. Asta ne permite de a face toate tipurile de operații care avem necesitate. Și în timp real putem să monitorizăm fragmentele, cum se aplică fixatorul metalic, ceea ce foarte mult ne ajută pentru tot tratament. Mulțumim! Da, deci apropo, spuneți și la masă și la... Da, noi avem o conlucrare foarte plăcută și foarte bună cu fundația germană, denumirea... Hilfe für Osteuropa. Din partea fundației am avut mai multe donații. Masa ortopedică a fost donată de dumnealor aparatul de artroscopie. Foarte mult mobilier. Paturile funcționale. Și cu chiar și cu echipamente materiale de sterile pentru oferire câmpul operator, pentru operații. Dar de asta a fost. Noi am avut o conlucrare aproximativ de vreo 6 ani. Timpul odată în an, odată în an jumate, dumnealor făceau câte o donație. Și respectiv, iarăși, mulțumim pentru ajutor. It was a humanitarian support from the Hilfe für Osteuropa, from Turnau Freiburg, and they have a strong cooperation with regional hospital from Jedinec. And they're giving us the surgery table and the arthroscopic. It's very necessary for our scholarship here. Hmm? Is I imagine with the changes of demographics, maybe also your work is changing. How do you see it in the past years? Did you see any change in more elderly people maybe needing assistance? Cu aceste schimbări demografice în ultimul an s-a schimbat și activitatea dumneavoastră, cum vedeți, în special celor mai vârstnici?
S-a mărit numărul de intervenții. De acum, datorită tehnologiilor care le implementăm, practic toți pacienții se operează, nu stau la pat și se îmbunătățește calitatea vieții și timpul. Și scurtează timpul, durata de ospitalizare. Am așa o întrebare. Da. Înțeleg că dumneavoastră ați fost antrenați cum să lucrați cu echipamentul da. Din nouă generație. Ați întâlnit ceva greutăți în folosirea acestui? Vedeți, singur, aparatul nu este o noutate pentru noi. Noutatea cea bună este că el a ajuns la noi. Dar, în principiu, e foarte, foarte comod și foarte... Nu comod pentru... Comod pentru noi și pentru pacient, când ajută, scurtează timpul de operație, scurtează volumul operației și perioada de recuperare, și în special pentru pacienții în vârstă. Intuind că având aceste imagini radiologice, da, în timp real, s-ar putea să faceți, de exemplu, un studii de caz cu colegii dumneavoastră sau cu studenți sau cumva care vă facă research-uri? Teoretic, da. Deci, s-ar putea. Da, asta ar fi un pas următor. Și este un factor foarte important, de fapt, pentru a atrage tineri specialiști. Fiindcă cea mai mare problemă, că nu vreau tineri specialiști să meargă în spitale rănale, nu din cauza distanței, ceva. Invers, chiar ar fi bucuroși, mai ales cei care sunt de localitățile respective, să meargă mai aproape de casă. Dar anume lipsa echipamentului face să... Da, dotarea dotării. Da, și odată cu dotarea spitalelor, noi vom avea, la sigur, mult mai mult succes și ține specialiști care merg prin spitalele rănale. Da. Și tot dacă îmi permit, cel mai important este un astfel de aparat prezintă o siguranță atât pentru angajații instituse, atât pentru pacient. Deci, o siguranță care protejează și pacientul, atât și prestatorii de servicii. Este foarte util. Deci că e implicat o echipă întreagă, deci ortopedie, asistenta de operații, medicul imagist, etc. Așa, curioasă, să faceți endoprotezări aici de șob? Da, se face. Se face deja. Aceasta e foarte bine. Lumea nu stă în rând. Nu, la șold, în principiu, rând nu este. Orice pacient acum care are necesitate se oprează. Deci pe parcursul la 7 zile, ca să aveți așa numerar, sunt 7 intervenții de protezare de șob. Săptămâna asta, vineri, organizează în joi una, mâine una, vineri una. Și încă așa o întrebare. În caz de elevația conflictului, știți cum, ce se întâmplă în țara de alături, voi sunteți, practic, primii care duc la potajă să duc la dumneavoastră. Care sunt măsurile care, trebuie să spuneți, care spitalul este pregătit când în caz vei un flux masiv de refugiați, hai să vorbim, sau de îmi dau seama că cu aceasta, dacă o să fii pacienți traumați, o să faceți față mai repede. Dar da, în acest context, da. Dar în măsură e pregătit pentru orice calamitate. Doamne ferește, dacă e un război sau altceva. Da, pentru prestarea servicii, în caz, spunem așa, extremal, de o extremă oricare, care putea să ducă la deteriorarea și atât funcțională și a instituției. Dar suntem pregătiți pentru orice ghilimele eveniment. Totodată este elaborat și aprobat planul de contingență în caz de aflux masiv de refugiați la cotarele țării. Inclusiv fiecare instituție medicală și are planul său de contingență intern, inclusiv o comisie situației excepționale de urgență în cadrul instituției medicale, care periodic și obligator face asta, updatează și instruiește personalul în cazul ăsta. Totodată, în fiecare spital desemnat, mai ales mai aproape de hotarul țării,
Există tot timpul paturi de rezervă în caz necesitate pentru a fi internați pacienți în caz de un aflux mai mare din țara vecină. Socul will not need it. Da, sperăm că nu mai avem nevoie. Aia asta. Da, ceea ce am vrut să spunem că UIME, deci în afară de echipamente, deci să știți că asigură, deci da, s-au prins Compania Națională de Asigurări Medicină, deci noi acoperim cheltuielile de asistență medicală prespitalicească primară și spitalicească de urgență, adică, deci pentru refugiați. Pentru refugiați, deci tot din contul UIME. De fapt, probabil, în așa zar, într-adevăr, mai repetăm asta, că acei pacienți refugiați care îi tratați în spital și îi beneficiază de servicii medicale gratuite, ele sunt ulterior compensate de partenerii noștri, Organizația Internațională a Migrației, fiind cel mai, de fapt, cel mai mare procentaj din acoperirea asta pentru servicii medicale, o asigură OIM. Și asta ca să știți din caz că dar vă asigur că o să continui să se adreseze la instituțiile medicale din Iednița, pacienți refugiați, le acordați în continuare servicii medicale gratuite, în conformitate cu actele normative, cu noastră hotărâre Guvern 21 privind protecția temporară și acolo este lista serviciilor. Însă acum Ministerul Sănătății a venit cu o propunere pentru la acum fiind în proces de modificare această hotărâre de guvern, Ministerul Sănătății a propus un spectru mult mai larg de servicii medicale care să fie acordate gratuit refugiaților. De asta să fiți atenți permanent. Noi o să expediem informația, dar să fiți atenți să nu refuzați refugiații ucraineni care se adresează după servicii medicale, mai ales cele care sunt în lista asigurată gratuit de către țară, dar și cei care, chiar dacă e un serviciu care nu este cumva în ordine, fiindcă la hotărârea de guvern mai este și un ordine a Ministerului Sănătății cu lista instituțiilor și serviciilor medicale care sunt asigurate de către stat cu compensarea ulterioară din granturi, donații la partenerilor străini din exterior, oricum, obligatoriu, vă asigurați că nu este un serviciu de urgență sau mai bine întrebați încă o dată dacă putem să-l asigurăm gratuit. Nu, dacă de multe ori spitalul poate să o facă asta și fără numai decât raportarea la companie de asigurări. Dar e important ca niciun pacient, nu contează moldovean sau refugiat din altă țară, să nu plece neinvestigat, netratat, dacă este asta posibil. Da, și la fel, să știți că tot Organizația Internațională pentru Migrație acoperă cazuri de tratament pentru cancer. Da, deci tot refugiați, în caz dacă aveți referiți la spitalul, la institutul oncologic, deci noi tot îi susținem, ca să știți cum să scoatem această cheltuială, să vorbim asupra sistemului de sănătate, că într-adevăr asta costă, sunt niște cheltuieli mari, care nu, guvernul poate să le permită, și dializa, la fel și dializa, și la fel avem suport psihiatric, da, și psihologic. Deci, da, și în caz când, dacă refugiații vreau să se miște, de exemplu, spre Europa, noi facem transportarea acestor pacienți sau nepacienți în țările Europei împreună cu UNHCR-ul. Ca să știți, într-adevăr, ca să scoatem acest impact asupra sistemului de sănătate și asupra diferitelor sisteme, să facem față în fluxul ăsta masiv de oameni care se află aici. Aveți ceva ucraineni, refugiați care vin medicali, lucrători medicali, poate cumva, la Asraia? Voi n-aveți aici. Așa, cred că vă știți. Am avut pacient. Sunteți aproape și încă, da. Să vă mai aș vrea să facem un grup foto cu toți bine, deci așa simt. Unii alegem locația unde e.